Rămașcanii care asistă în aceste zile la demolarea unuia dintre corpurile principale a ceea ce era altădată Societatea Umaro, dar și rămașcanii plecați la muncă în străinătate, susțin că acest demers înseamnă de fapt o pagubă imensă față de industria de profil rămașcană și națională. Soții Constantin și Florentina Niță, în prezent ingineri în Brescia, Italia, au lucrat mai bine de un deceniu în fosta întreprindere de prelucrare a mașinilor unelte și spun că, fiind în permanență cu ochii pe ceea ce se întâmplă în țară, nu pot decât să fie puternic afectați emoțional de această decizie, care face parte din lungul șir al hotărârilor de demolare a industriei românești. Da, am văzut acum două zile un film pe site-ul vostru cu începutul demolării Societății Umaro. Se vedea o macara care a început să demoleze partea del oficiu de calcul. Ceea ce vreau să spun eu am lucrat în Umaro din 83 în 96, 13 ani, și soția mea Florentina a lucrat și ea până în 92. Eu am lucrat 13 ani, soția 10 ani. Părinții mei, inclus după absolvirea facultății, părinții noștri, părinții mei și mama lui Florentina au lucrat toată viața la Umaro, până la pensie, plus fratele meu și cumnata mea au lucrat acolo. Deci este o tradiție de familie. Cred că mă înregistrați, da? Da. Spun eu, da? Ce înseamnă? Nu mai era rentabilă? Ce s-a întâmplat în lume? Deci, da, dar avut ocazia să lucrez în Italia, deci am peste 20 de ani de când lucrez în Italia. Și am lucrat la o firmă care vinde în 40 de țări din lume. Dintre astea 40, le-am vizitat și eu 20. Deci în Italia și în aceste țări unde am fost, am văzut întreprinderi care ar putea fi comparate cu Umaro. Aceste întreprinderi au fost create în timp foarte greu, pentru că necesită mulți bani, multe investiții pentru a avea dotarea pe care o avea Umaro. Am putut compara dotarea pe care o avea Umaro când am plecat eu în 1996 de la Umaro și dotarea pe care o au fabricile pe care le-am văzut eu. Și dotarea era foarte comparabilă, pentru că mașinile unelte, noi spuneam că erau învechite, dar din punct de vedere poate electric, electronic, erau învechite, dar mecanica era foarte bună. Am povestit chiar și la conducerea fabricii unde lucrez eu în ce fabrică am lucrat în România, la Umaro, și le-am arătat un pic din fotografiile pe care le aveam eu când lucram acolo și au rămas impresionați de dotarea pe care o avea Umaro. Mi-a spus, de exemplu, patronul unde lucrez eu, că trebuie cam 3 generații în Occident ca să ajungă să facă o fabrică așa de mare cum era Umaro. Eu personal am suferit puțin atunci când am văzut că o demolează. Poate dacă o demola, poate demola partea care era deranjată, poate din punct de vedere constructiv și mergeau înainte cu producția mecanică, era bine, dar dacă, așa cum am auzit, vor face un supermercato, mi se pare așa o pierdere pentru industria noastră să piardă o capacitate de producție mecanică așa de dotată pentru orașul nostru, chiar și pentru țara noastră, este o pierdere. Umaro Roman a fost înființată în 1991 prin divizarea întreprinderii mecanice Roman IMR, construită în anul 1916 în Roman pe fostul arsenal al armatei. Fiind un obiectiv strategic, întreprinderea a fost bombardată în iunie 1994, când a și fost evacuată. După război și-a reluat activitatea specializându-se, după 1960, în construcția de mașini unelte pentru prelucrarea lemnului, strunguri, piese de schimb pentru tractoare și mecanică grea. În anii următori s-a mers pe diversificarea producției în direcția utilajelor specializate
specializate de mare randament și precizie, mașini de găurit, freze, poduri rulante, automacarale, stivuitoare și utilaje acționate prin comandă numerică. În 1992, IMR s-a divizat în două fabrici, Umaro și Fontax. La Umaro au lucrat 3500 de angajați, iar la Fontax alți 3500. Treptat, cele două societăți au început să aibă dificultăți financiare din cauza scăderii comenzilor și a creditelor făcute pentru salarii și producție. Societatea Fontax a fost vândută la fier vechi, iar terenul închiriat actualei fabrici TRV. În 2001, societatea Umaro a fost cumpărată de TCE 3 Brazi cu 1,66 de milioane de lei și cu promisiunea de achitare a datoriilor de 6,2 milioane de lei. Ulterior, a intrat în insolvență, trebuind să procedeze la activități de redimensionare a producției și la vânzarea unor active. Directorul societății Umaro, inginerul Mihai Lipan, a făcut o serie de precizări referitoare la clădirea care se demolează, clădire ce nu aparține societății Umaro, ci firmei Meandros Shipping and Trading Constanța. Această firmă, din păcate, a intrat și ea în faliment și acum încearcă să-și recupereze o parte din pierderi din vânzarea terenului către un mare lanț de magazine. Cât despre societatea Umaro, directorul Lipan spune că aceasta a ieșit din insolvență în urmă cu 2 ani, după 19 ani de incertitudine, și a achitat toate datoriile și are contracte pentru gama de mașini unelte pe care o produce pentru cel puțin următorii 5 ani. Nici nu se poate pune problema ca o societate cu o tradiție de 100 de ani ca Umaro să fie închisă. Avem acum 130 de salariați, avem contracte externe care să ne asigure viitorul fabricii. Este însă adevărat că s-ar putea să mai vindem din active, pentru că este greu să plătim taxe și impozite locale pe o suprafață de 12 hectare. Dar, repet, fabrica nu se închide și nici nu se va închide, a declarat directorul societății Umaro, declarând că înțelege perfect sentimentele exprimate de foștii săi colegi Constantin și Florentina Niță.